Profesorii au decis, chiar și după întâlnirea de astăzi cu președintele Iohannis, greva continuă. Liderii de sindicat au fost la discuții cu șeful statului, care l-a promis că la un moment dat guvernul le va mări salariile. Președintele a anunțat că garantează încheierea unui acord politic privind revendicările salariale. Șeful statului susține că încheierea mediilor și organizarea examenelor naționale sunt prioritare. Cum situația nu s-a lămurit însă, dascălii nu se lasă. Zeci de mii au ieșit astăzi în stradă, în capitală și în marile orașe. Au fost cele mai mari proteste din educație din ultimii ani. În momentul în care și președintele statului se implică în rezolvarea problemelor noastre, poate fi un semnal pozitiv. Categorii ne vom consulta colegii în cursul acestei seri și vom da un răspuns clar. Sunt declarațiile după întâlnirea cu Klaus Iohannis, la finalul unei zile pline de tensiune. Sindicaliștii spun că președintele și-a arătat interesul pentru problemele lor și speră ca revendicările să fie rezolvate. La rândul lor, Klaus Iohannis a transmis că rezolvarea blocajului este crucială pentru buna desfășurare a anului școlar și că garantează, în calitate de mediator, încheierea unui acord politic pentru cererile cadrelor didactice. Cel mai mare miting al profesorilor a început în fața guvernului. Apoi, protestatarii au plecat spre Cotroceni. 13 ani în învățământ, salariu 4.000 de lei. Cât v-ați dori? Cât mi-aș dori? Cel puțin 7.000. Am venit pentru demnitatea noastră, a colegilor noștri și a copiilor. Ne-am dorit creșterea pe care au cerut-o liderii de sindicat. Cel puțin 25%. Doamna din imagine este profesoară de religie și desen la un liceu din Bârlad. După peste 25 de ani de muncă, are un salariu de 4.000 de lei. Am 3 copii care suferă foarte mult că profesorii se prezintă la catedră în acest hal în care am fost aduși ca Mihai Eminescu, înfometați, neîmbrăcați decent, după 6 ore, pur și simplu leșin, odată chiar mi-a fost rău, elevii mi-au dat de o cafea. Eram palidă, deci nu avem o masă caldă măcar, noi nu vrem bani neapărat, noi vrem condiții decente în școli. Profesorii nu au fost singuri. Elevii din Constanța și Ploiești au venit să-și susțină dascălii. Bacul oricum se va da, deci n-ar trebui să fie o problemă faptul că poate unii vor să intre la facultăți internaționale, dar ce cu zici la 19 și la 20, nu e asta o problemă. Dar e vorba de niște ani sacrificați. Tu ai fost dispusă să sacrifici un an pentru profesor? Cu siguranță aș fost dispusă. Sunt clasa 12 și ar trebui să dau bacalaureatul și invit și pe guvernanți să dea cu noi. Cea mai plăcută amintire cu profesorii este nu neapărat cu profesorul, ci cu învățătorul. Ei ne-au învățat cum să scriem, cum să citim. Este o experiență pe care sigur nu vom uita. Cadrele didactice și-au strigat revolta în toate marile orașe. Nici ultima ofertă a guvernului, care a majorat primele de la 2.500 la 4.000 de lei în două tranșe, nu i-a impresionat. Nimeni nu ne bagă seamă. În primul rând, doamna ministru nici măcar n-a venit să dea o informare, o explicație. Băi, oameni, suntem alături de voi. Peste 1.000 de profesori au protestat și la Suceava. Nu vor înceta greva până când guvernanții nu le vor oferi salarii și condiții decente. Ieri cu oferta, cea mai frumoasă ofertă, ne-au dublat ajutoarele sociale. Rușine! Rușine! Rușine la guvernanți! Din fericire suntem toți uniți și nu cedăm, deoarece este cazul ca și educația să-și primească drepturile pe care le merită. Sute de dascăli au ieșit și la Galați în fața prefecturii și sunt deciși să nu cedeze. S-a pus pe umerii noștri problema că, din cauza noastră, noi suntem vinovați de fapt că elevii nu poate să-și susțină examele.
greșit nu stă în curtea noastră factorul de decizie. Decizia este la guvernanți. La Mureș, dascălii și-au aruncat pixurile în fața instituției prefectului. Am venit să protestăm pentru salarii decente, o educație mai bună, demnitate, respect pentru profesori. Și pentru cei care vor să intre în învățământ, să le acordăm un sprijin pentru un salariu bun. Nu mi se pare normal ca un grup social să fie atât de denigrat cum este, cum suntem noi. Și pentru ca alte categorii sociale, alți angajați să poată protesta și pentru ceea ce consideră că li se cuvine. Greva din educație continuă și zilele următoare.